cine fericit, când vede că zi prea sfânt n-are loc pe acest pământ. Oh.
jajet, a vonit margete, zadus casa gminie, aur smirga. Ce popor nerod, cum credeai oare că pot eu magnificul irod să domnez netulburat când mă văd amenințat de un rege salvator așteptat de atât popor? Da, împărate, bine spui, acest tronc e ca un cui ce te înțeapă în câmpâi. Da, exact, e ca un cui ce amenință mâna lui, dar îl aflu în curând și la moartele. Nu-ți minte, cam uitat. Unde e locul indicat? Unde a prezis Mihaia că se va naște Mesia? La Betlehem, împărate, în acea mică cetate, din odrasele lui.
acolo așteaptă poporul să vină mântuitorul. Da, 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 la Betleem. Acolo să încercăm. Și atunci Irodul ne-a spus, da, dar magii l-au răspuns. Să meargă la Betleem după cărțile unde. Și acolo cu amănuntul și cerceteze ținută. Și dacă vor afla și pe acolo, pe undeva. Pe împăratul n-a născut, după care au venit să vină să-i dea de știre ca și el să-i se închide. De ce oare n-au venit cei trei crai de la răsărit ca să-mi spună că au aflat pe împăratul căutat? Cumva m-au tras pe scoară, trecurându-se prin țară, fără ca să-mi dea de veste pe la Betleem ce este. Pentru mine e o coară, un rege în astă țară, dau poruncă criminală. Orice soldat să moare, tot ce-i prunc în astă țară. Și astfel sigur să fiu că noul împărat nu-i viu. Glory.